Dar chiar dacă și-au făcut un viitor printre străini, au simțit că locul lor este acasă în România, aici unde pot să facă ceva pentru români. Unul dintre ei este neurochirurgul Ștefan Mindar, educația de top a Statelor Unite, dar și bunul simț al ardeleanului. A făcut performanță la Stanford, dar a considerat că este mai de folos în România. O țară pe care a părăsit-o când era copil, despre care nu și-a amintea foarte multe. Planul său este să dezvolte în viitor un program de rezidențiat în colaborare cu americanii. Recunosc, eu nu aș înțelege un medic care s-ar întoarce dacă nu aș cunoaște povestea lui în mai mult detaliu. M-aș gândi, ceva nu-i în regulă. O spune fără rețineri Ștefan Mindea, un neurochirurg român căruia America i-a oferit totul. I feel very blessed that I've had an opportunity to train in the US. Asta mărturisea doctorul într-un film realizat de Stanford acum câțiva ani, când centrul medical de prestigiu mondial îi pusese lumea la picioare. La numai 36 de ani, ajungea să conducă departamentul de neurochirurgie minim-invazivă. Era cel mai tânăr șef de secție din istoria spitalului și nu se gândea să vină în România. Mi-e puțin rușine să vă spun, n-am crezut și nici nu mi-am dorit. Am considerat că este într-adevăr o binecuvântare să fiu la Stanford, să mă ocup de această tehnologie. O tehnologie în care americanii au investit sute de milioane de dolari, iar Ștefan Mindea avea luxul să propună metode noi prin care să-și trateze pacienții. Eu m-am format ca și medic, ca și neurochirurg, într-un mediu science fiction. Talentul l-a pus pe lista celor mai buni medici de la Stanford 5 ani la rând. Poți să dai cursuri câte vrei, poți să faci tot fel de operații, dar lipsea ceva. Ceva care nu se găsea pe tărâmul făgăduinței. America era a doua lui casă. La 5 ani am ajuns în Chicago. Oceanul dintre continente n-a reușit să-l despartă de România. Era o comunitate frumoasă. Mergeam la o biserică ortodoxă, eram în echipa de dans folcloric, învățam poezie. Până ca America să-l facă doctor de succes, altcineva l-a învățat să fie om. Bunica lui, o femeie simplă dintr-un sat din marginea Zalăului. Părinții mei, când eram noi în America, lucrau 12 ore, 16 ore și eu am învățat limba română de la o femeie care avea 4 clase. 20 de ani mai târziu, Ștefan Mindea ajungea în România. Am avut o experiență să operez în București și am văzut clar că era o nevoie. Atunci am florit gândul că în România ar putea să schimbe cu adevărat ceva. E mai de folos ca să mergi undeva unde prezența ta poate inspira pe alții. Dar și România avea să-l învețe niște lecții. În România simt că e mai greu ca să fii un medic bun față de state, pentru că trebuie să fii foarte descurcăreț. Întors acum 2 ani și el a avut de luptat. A durat mai bine de jumătate de an până i-au fost recunoscute studiile de la Stanford. Am învățat să fiu mai răbdător. Am învățat să înțeleg că resursele la orice spital nu se compară cu resursele de sute de milioane de dolari la un singur departament. Acum Ștefan Mindea face performanță în mediul privat din România. Ștefan are o detașare. O detașare pe care a transmis-o colegilor din echipă. Pe lângă toate acestea, bineînțeles că siguranța aceea profesională. Faptul că orice manevră este sigură. Deși a urcat pe culmile succesului, nu și-a pierdut modestia, nici credința că viața nu stă numai în mâinile medicilor. Dacă nu aș fi în medicină, aș fi preot. Așa își educă și copiii. Izabela, Ștefan și Francesca vorbesc engleză, Ecaterina și Justina nu. Avem 5 copii, da. Vă e dor de ceva din Statele Unite acum? Da, de sushi. Ștefan Mindea are planuri mari în România. În următorii ani vrea să dezvolte un program de rezidențiat în colaborare cu Stanford.